Mergem mai departe. Vorbim despre un tată care, iată, a ajuns acasă după 20 de ani de trudă prin străinătate. Acest tată, Eugen, a avut parte de șocul vieții lui. Casa lui era complet goală. Soția ar fi fugit cu copiii, aurul și banii și le-ar fi lăsat Eugen cu ochii în soare. Bărbatul spune că nu înțelege nici în ruptul capului de ce a fost părăsit, dar totuși are o bănuială. Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la Eugen, care este în legătură directă cu noi prin Facebook. Bună ziua, Eugen! Da, bună ziua! Eugen, bună ziua! Câți ani ai? 49. Mulți înainte. Câți copii ai, Eugen? Două fete. Să străiască. Mari? Mici? 17 ani. Să străiască. E o vârstă foarte frumoasă, dar trebuie trăită... Poftim? E o vârstă la care copiii au nevoie de părinții lor lângă ei. Discuții, și părinții, doamne, au nevoie de copiilor lângă ei. Nu. Dar care-i povestea ta de viață? De când o cunoști pe mama povestea copiilor? Povestea mea de viață? Știți ce? Povestea mea de viață, eu cred că am ajuns la concluzia că i-am oferit orice la această femeie care a stat 20 de ani cu ea în casă. Eu n-am crezut vreodată. Ceva s-a întâmplat, nu știu. Dar hai să o luăm așa, să înțelegem și noi. Eugen, în primul rând, femeia, mama copilor tăi, este soția ta sau e doar concubină? Da, e soția mea. Nu suntem despărțiți, nu nimic. Stai un pic cu acte, nu? Adică soția ta cu acte, da? Da, cu acte, da, în regulă. Da. Am înțeles. De câți ani sunteți voi împreună? De 20 de ani. Și tu ai plecat la muncă, ți-ai lăsat soția acasă, împreună cu cele două fete. Unde ai plecat la muncă? În ce țară? În Grecia. Câți ani ai stat acolo? Hai de că 15 ani am stat așa pe puțin. 15 ani. Dar cum veneai acasă? La cât timp veneai? Păi nu, că am stat și împreună cu ea. Am înțeles. Acolo, da. Da, o perioadă. Și... Asta? Da. Cât de des veneai? Nu, e chestia, acum, mă scuzați că vă întrerup. E chestia că... Eu am luat concluzia că ceva s-a întâmplat. Cred că o dat de alt bărbat. Vă spun sincer, asta e, cred că. Dacă eu am fost plecat, nu știu ce, da. Femeia are nevoie. Dar tu... Nu-i ca un bărbat. Dar tu... Vă spun sincer, despicat. Eugen. Ca un om care îi trec copii în viață. Eugen, eu de asta te-am întrebat câți ani ai fost tu plecat și de cât timp n-ai mai venit acasă, pentru că e clar că și ochii ăștia care nu se văd se uită. Da, un an de zile, doamnă. Un an de zile noi suntem despărțiți. Despărțiți, adică, da, despărțiți, corect. Voi ați venit, voi aveți casa voastră aici în România, nu? În ce localitate? Da, am casa mea, uitați-vă pe internet că am pus o divăzare în postor. Dar unde? În ce localitate ai casa, Eugen? Județul Vaslui. Am înțeles. Păi hai, povestește-ne cum ai ajuns acasă. Am pus 55.000 de euro, dar nu contează de bani, nu e chestia de bani. Dar hai, povestește-ne, Eugen, când ai ajuns acasă din Grecia, povestește-ne ce s-a întâmplat, ce ai descoperit acasă. Păi ce mai descoper acasă, doamnă? Casa mea e foarte frumoasă. Foarte frumoasă, dar e gol. E gol, când nu mai am copii acasă. Păi cum să-ți plece nevasta de acasă cu fetele? Mai ales că e nevasta ta cu acte. Nu te-ai dus să o cauți? Dacă e cu acte, dacă ea a plecat și nu la fetele. Păi am înțeles, dar nu te-ai dus după ea să o cauți. O întreb, măi nevastă, unde ai plecat? Hai să rezolvăm treaba. Ori te întorci, ori divorțăm. Fetele la cine rămân? Păi nu vreau. Stai să vă spun o chestie. Are probleme ceva. Cred că are probleme psihice. Ceva are. Eu nu pot vorbi cu ei. Eugen, dar tu ultima oară când ai plecat la muncă în străinătate, cum te înțelegeai cu ea? Poftim? Cum te înțelegeai cu ea înainte să pleci? Da. Păi nu mă mai înțelegeam nici într-un fel. Dar de ce? De la ce au apărut neînțelegerile? Poftim? De la ce au apărut neînțelegerile între voi? Ei, cred că sexual. Am înțeles. Bun, și... Ai înțeles? Da, eu am înțeles. Da, ok. Nu trebuie să repezi. Păi de aici au plecat toate problemele. Da. Nu vreau să intrăm în detaliile acestea. Vreau doar să-mi spui... Păi nu, normal, dar eu așa cred. Ok. Așa cred. Deci ați avut discuții înainte să pleci ultima oară în străinătate?
Poftim? Ați avut discuții în familie, înainte să pleci în străinătate. N-am avut nicio discuție. Adică v-a reproșat pe tema asta ceva înainte să plecați? V-a reproșat mai de mult? Că nu stai acasă, că eu n-am bărbat, că m-am săturat să stau singură, să muncesc, să am grijă de casă, să duc fetele, să... Și asta ți-a reproșat, Eugen? Asta te... Nu, doamnă. Nu mi-a reproșat absolut nimic. E chestia că, nu știu, cred că din punctul sexual s-a întâmplat toate puncte. Chestia asta. Stai un pic, sexual. Sexual în sensul că de lipsă, doamna. Adică că nu erai acasă, nu? Că nu știu, n-am înțeles, adică ce vrei să zici. Așa. Deci chestia că eu m-am dedicat total acestei familii. Eugen, dar tu câți bani trimiteai? Câți bani trimiteai pe lună acasă? Câți bani trimiteai pe lună acasă? Dar nu mai contează. Ba contează, că e important să știi. Miliarde. Păi asta te întreb. Și ce a făcut doamna cu banii? Ce a făcut ea cu acești bani? Da, și doamna și-a făcut de cap. Cam cum? Dar de unde știți? Dar de unde știți că și-a făcut de cap? V-a anunțat vreun prieten? V-a spus ceva? Da, păi hai să vă spun și o chestie. Știți ce? I-am cumpărat o mașină nouă-nouță. Când i-ați cumpărat-o? Când? Din Grecia. Păi când? Acum un an? Acum doi ani? Acum o lună? Când am venit din Grecia, da. Și uitați, vă spun sincer, acum am spart-o. Eu am lăsat mașina pentru că să duc copiii la cămin, la școală. Și această ființă, ca să nu pot să... N-am... Ce să mai zic? Nu mai e ființă. Ființă, nu trebuie să o jinești. E o chestie. Și am spart geamuri de la mașină, am dus-o în sediu de poliție municipiului Huș, că am zis, băi, omule, îți lăs mașina asta, tu coptii, tu ai mașina în garaj? Nu. A, ți nu-ți convine mașina asta, vrei luxuri, vrei... Asta e. Dar dacă cu mașina... Domnule Eugen, topor, așa, de ce ați spart geamurile la mașină dacă cu acea mașină... De ce? Păi să vă spun de ce. Vreți să vă spun de ce? Da. Da? Păi vă spun de ce. De ce? Că nu mai suportam. Pentru că am zis azi așa, mâine așa. Adică cum așa, că n-am înțeles. Adică cum așa? E simplu. Adică doamna urca în mașină și... Poftim? Doamna urca în mașină și încerca să rezolve certurile sexuale ale dumneavoastră. Doamna conducea mașină, adică limuzină. Hai să vă spun sincer. Acum, că știu cu cine vorbesc. Înțelegeți dumneavoastră? Doamna era mama vai de mine. Deci prostul, într-un fel, vă spun, pișleau în românești. Fraierul a muncit, a adus banii și ea se distra. A, mă duc eu, copiii, îi duc la școală, nu știu ce îi fac. Păi ce fac, mă, cu banii mei? Munca mea de viață, da, 20 ceva de ani. Domnule Eugen, ați încercat să discutați cu ea? Păi n-am ce să discut, că nu vrea. Că nu, vă spun o chestie. Nu mă suportă pentru că eu sunt cineva. Vă spun o chestie. Cine ești, Eugen? Eu știu limbi străini, e inaptă. Eu am adus-o pe calea asta. Bun, dar e mama copiilor tăi, că n-ai luat-o că știa limbi străine. Da, e mama copiilor mei. Nu e mama ta, e mama copiilor tăi, e soția ta. Când ai luat-o de nevastă, nu i-ai dat testare în mai multe limbi, să vezi dacă știe mai multe limbi. Ai luat-o că ai iubit-o. Domnule Eugen, doamna Mirela ține cu femeile. Eu țin cu dumneavoastră că... Dacă nici noi bărbații părăsiți nu ne înțelegem, cine să ne mai înțeleagă? Dacă nici noi nu ținem unul cu altul, cine să mai țină cu noi? Dar nu e adevărat. Vai de steaua noastră. Știți cum e? Dumnezeu, eu n-am înțeles ce vreți dumneavoastră acum. Ce? Acum. Păi are o problemă. Eugen, tu plângi după nevastă sau plângi că nu-ți poți vedea cele două fete? După banii pe care i-ai investit. Sau după banii pe care i-a mâncat nevasta. Nu mă interesează de bani, de fete. De fetele mele, că nu pot... Dar de ce nu te lasă să iei legătura cu ele? Pentru că dacă tu ești soțul ei și tatăl copilor, tu ai tot dreptul. Ea a părăsit domiciliul conjugal, da? Căminul conjugal. Ea a părăsit domiciliul corect. De ce ți interzice ție să-ți vezi fetele?
De un an de zile, doamnă. Dar de ce ți interzice? Pe ce motiv? Că ce? Păi, pe asta, că n-am niciun motiv. Niciun motiv. Dar ea unde se află acum? Niciun motiv. Ea unde se află acum? Așa, s-a pus placa ei și gata. Dar ea unde? Unde e acum, Eugen? A, acum e la casa ei, părintească. Unde? În ce județ? În ce localitate? E, tot. Tot în Vaslui? În Huș, lângă Huș. Sau Vaslui. Lângă Huș. Și deci, dumneavoastră, decât să vă chinuiți așa de un an de zile, nu ați încercat pe cale legală să vă obțineți un program de vizitare? Să luați legătura cu un avocat și să obțineți acest program? De ce? Eu sunt avocat. Dacă vrei să mă cred. Mie nu trebuie avocat. Dar ce vă trebuie? Eu știu ce e mintea mea. Așa. E chestia că această persoană își bate joc de mine și nu mă lasă să-mi văd copiii mei. Păi a spus că n-aveți nevoie de avocat, că știți ce trebuie să faceți. Poftim? A spus că n-aveți nevoie de avocat, că sunteți deștept și știți ce trebuie să faceți. Tocmai asta vrem să vă învățăm, domnule Eugen, să nu vă mai chinuiți. Pentru că suferința dumneavoastră este o suferință care se poate termina dacă știți să acționați legal, da. Adică dumneavoastră puteți să nu mai fiți în halul ăsta? Dați-mi un punct de reper. Nebunesc, cred că. Duceți-vă la Huș și luați legătura cu un avocat. Și vă va învăța ce trebuie să faceți ca să vă vedeți copiii, pentru că este dreptul dumneavoastră legal și indiferent... Eu nu sunt divorțat, eu... Mâine, păi, nu pot... Știți cum? Mă doare inima, nu pot să mă duc să-mi iau copilul la școală. Ce faci? Mami, ce faci, tati? Ce faci? Deci eu nu pot să fac treaba asta. Deci, dar de ce? Dar de ce ți interzice să-ți vezi copilul? Dar nu eu există nu să interzici ceva, păi, din moment ce instanța nu dispune. Eu păi cred să că lăsăm un pic, eu gen. Dar nu e instanță, că nu am păi asta zic, păi, și dumneavoastră nu puteți să ieșiți din cuvântul doamnei atunci când vine vorba de copii, să mergeți la școală, să-i luați, trebuie să-i